Bună, bine v-am găsit! Eu sunt Sara și pentru că în sfârșit avem și noi soare și lumină, am zis să filmez acel haul Bon Prix despre care v-am vorbit. În cazul în care mă urmăriți pe Instagram, am postat deja pe Insta Stories poze și unboxing-ul cu produsele și vi le-am prezentat atunci când au sosit și de asemenea puteți să vedeți ce mi-am cumpărat în caz că sunteți curioși într-unul din vlogurile mele, într-unul din acele week măsuri pe care mai mult ca sigur o să-l pun și jos în căsuța de descriere. Așa. Nu sunt foarte multe produse, deci să nu vă așteptați să fie un haul super lung, pentru că sunt doar 3 produse și pe unul dintre ele deja îl port. Este vorba de această bluză foarte, foarte frumoasă, dar prefer să vă arăt în toată splendoarea ei, ori pozată cumva și o să inserez eu o poză aici. Ori să probez fiecare item în parte, atât împreună cât și separat, ca să vedeți cam cum le-aș purta eu în ținutele mele de zi cu zi. Ca idee, această bluză îmi place mult de tot, chiar dacă este neagră și este mai subțirică și cumva nu pot să spun că se potrivește neapărat iarna, însă pe deasupra cu un cardigan eu zic că ar funcționa perfect. Ce m-a atras foarte mult la această bluză este designul și o să-l vedeți. Și mi-a plăcut foarte mult cum vine în zona de jos, pentru că este cumva așa un cerc, dacă aș putea să spun un semicerc așa. În fine, o să vă arăt cum este bluza ca să vă puteți lămuri. Celălalt item pe care mi-l doream foarte mult este aici jos lângă mine. Este această pereche de bocanci, cizmulițe mai degrabă le-a zice, eu cred că așa le spune inclusiv pe site. Este această pereche de cizmulițe albe cu blăniță aici, sunt absolut superbe. Îmi doream o pereche de cizmulițe albe de foarte, foarte mult timp sau de botine albe inclusiv, nici nu conta. Îmi doream foarte mult încălțăminte albă și pusesem ochii ba pe niște botine de la Bon Prix. Cred că două tipuri de botine, inclusiv o pereche de bocanci văzusem și le pusesem la favorite, însă eram așa cam nesigură pentru că nu prea știam cam cum o să fie. Mă gândeam că botinele toamna, în caz că plouă, mi-ar părea rău și de acestea îmi pare rău când le scot. Am foarte mare grijă să fie, l-am purtat deja, stați liniștiți, am foarte mare grijă să fie uscat afară ca să nu le murdăresc și am de asemenea mare grijă să nu le zgârii. Dar ca idee, îmi doream foarte mult încălțăminte albă pentru că mi se pare așa mai specială, mai, nu știu, mi-aduce aminte de sărbători, să zic, mai ales datorită blăniței acesteia de iarnă, mi-aduce aminte și îmi place foarte, foarte mult pentru că arată foarte frumos, arată foarte bine și tot timpul înainte, țin minte, în copilărie, mă temeam foarte mult de nuanțele acestea deschise la culoare. Pentru că eram un copil foarte murdăricios, țin minte că bunica mea mă certa foarte des pentru că aveam tendința să mă murdăresc, să murdăresc pantalonii, să vărs pe mine și să mă pătesc de mâncare și tot timpul mă certa și îmi spunea să am grijă și cumva m-am obișnuit atunci când eram copil și adolescent să port haine și încălțăminte de culoare închisă ca să nu se observe foarte ușor în cazul în care mă pătam, plus că eu am terminat și un liceu, mă rog, un colegiu de artă și da, existau momente în care sărea tempera pe tine, te murdăreai de cărbune și din inerție ajungeai să te murdărești sau ți se murdăreau foarte des mânecile aici pentru că, hei, asta era în special când pictam în cărbune sau în creion. Ok, cam asta despre cizmulițele mele albe și de asemenea o să vedeți că mi-am ales inclusiv această pereche de pantaloni crem care îmi plac foarte, foarte mult
și îmi place mult de tot zona talii aici sus pentru că este elastică. O să dau eu jos asta. Aici vine cu elastic în talie, ceea ce oferă foarte, foarte mult spațiu, în special acum pentru că, hei, băgăm în noi sarmăluțe și tot felul de mâncăruri de sărbători. Dar da, este o pereche de pantalon cu talie înaltă și cu buzunare și îmi place foarte mult pentru că buzunarele sunt super adânci și eu ador chestia asta. La orice pereche de pantaloni ador când au buzunare și aici la spate de asemenea. Dar cel mai mult și cel mai mult îmi place nuanța lor, pentru că este o nuanță de camel, mă rog, camel, nuanța aceea foarte, foarte frumoasă. Și sper să am mare grijă cu aceste haine, pentru că, da, again, am tendința să mă pătesc și să le murdăresc și eu sper că o să am foarte mare grijă de ele. Ce mi-a mai plăcut la acești pantaloni este că aici jos au un tiv deja făcut, ceea ce ajută foarte mult, iar cred că s-ar potrivi foarte, foarte bine unei persoane care este mult mai înaltă decât mine. Eu am cam 1,69 m, 1,68 m, n-aș putea spune că am 1,70 m, cu toate că poate înainte aș fi putut zice că am 1,70 m, dar hei, odată când mai crești un pic, încep să te mai, să te faci mai mic, așa. Deci presupun că am mai intrat un pic la apă, m-au prins ceva ploi. Da. Deci aici jos are un tiv foarte fain făcut, așa că dacă sunteți un pic mai înalți, mie mi se pare că tivul acesta dă foarte bine, în special în zona gleznei, pentru că cumva evidențiază foarte frumos piciorul. De asemenea, îmi place foarte mult materialul, este elastic, dar nu este exagerat de elastic, adică nu este genul acela de elastic de material foarte elastic prost, așa, care să nu țină, nu. Este un material care este foarte fin și se vede că este de calitate și este moale, este călduros pentru că i-am și luat afară și mi-au ținut foarte bine de cald, deci o să am ce să port iarna asta. Dar da, materialul este extrem, extrem de calitativ, lucru care mi-a plăcut foarte, foarte mult la această pereche de pantaloni. Și mă bucur că în sfârșit am trecut peste teama mea de haine deschise la culoare, pentru că era ceva ce cumva îmi interzisese mie, dacă pot să spun așa, din copilărie. Și acum cumva simțeam nevoia să fac această schimbare pentru că cumva am devenit un pic mai conștientă de mine, de ce se întâmplă în jurul meu și nu mai am așa multe lucruri care să-mi distragă atenția, deci am putut să mă concentrez în sfârșit pe lucrurile care îmi plac și lucrurile pe care mi le doresc cu adevărat, chit că sunt ele de nuanță deschisă. Și de asemenea îmi place foarte mult că aceste piese vestimentare se potrivesc foarte mult cu jacheta pe care o am de la Bonprix. Să știți că acea jachetă a revenit în stoc, în caz că vă interesează. O să-i pun link în descriere, oricum o să vă pun aici o poză ca să vedeți despre ce anume este vorba și haideți să-i dăm drumul la partea următoare a videoclipului, adică partea în care port toate aceste piese vestimentare și să vedem cum le asortez pe fiecare dintre ele, tot cu piese pe care le am de la Bonprix. Hai să vedem! Da, până la urmă am dat jos camera de vlog, însă acum îmi spune că nu prea mai are baterie, așa că o să încerc să mă grăbesc decât. Acesta este primul, mă rog, primul, da, primul outfit, zic eu, este outfitul original, așa cum mi l-am ales eu. După cum vă ziceam, pantalonii aceștia sunt cu talie înaltă, sunt și elastici, deci mai este loc în caz că aveți de mâncat sărmăluțe și multe chestii foarte bune. Se vede că este spațiu generos. Vă ziceam că bluza aceasta îmi place foarte mult pentru că vine așa într-un semicerc aici jos și de asemenea la spate. O să încerc să mă mișc eu cât de cât ok ca să observați.
Evident, buzunare. Pe mine nu mă deranjează că blugi, pantalonii sunt un pic mai lărguți pe mine, adică nu sunt foarte, foarte strâmt, pentru că asta înseamnă că pot să-i port și cu ceva pe dedesubt, în caz că este foarte frig. Și, evident, botinele mele pe care le iubesc și le ador pur și simplu, îmi plac foarte, foarte mult. Da. Și eu acest outfit l-am completat cu această haină de la Bonprix. O să o găsiți pe site pentru că au adus-o din nou. O să mă îmbrac cu ea și imediat vă arăt cum completez outfitul. Așa arată outfitul meu. Mi se pare că este super, super fain. Mi-a plăcut mult, mult de tot. Fiecare element mi se pare cumva că se potrivește. Se potrivește acest alb al jachetei cu acest design cu alb de pe plovorașul acesta, de pe bluziță, pardon. Și de asemenea, albul se potrivește cu albul cizmulițelor. Și da, acesta este primul outfit. O să bag camera la încărcat, pentru că se descarcă bateria și între timp eu o să gândesc următorul outfit cu aceste elemente, acestea trei. Ok, ne vedem imediat. Următorul outfit este acesta. Mi-am dorit să iau acești pantaloni și cu alt tip de, botine, dacă pot să spun, și am luat cu acești bocanci. Bocanci asemănători, să știți că au adus iarăși la Bonprix. Eu o să vă las link în descriere la încălțămintea lor. Nu știu de ce mă tot uit în cameră și nu mă uit acolo. Da. Îmi place foarte mult outfitul, cel puțin ca paletă de nuanțe, pot să spun că este wow. Scuzați pătățelul, este supărată. Da, ca paletă de nuanțe, acest roșcat. Avem aici niște căței supărați. Acest roșcat cu acest maro camel de pe pantaloni și negrul care scoate așa cumva din anonimat toată această paletă simplă de culori. Mi se pare super wow, îmi place mult, mult de tot și cred că o să fie un outfit pe care o să-l port la primăvară, cel mai sigur, pentru că mie iarna în botinele acestea mi este un pic frig, cu toate că ele au cumva un interior din acesta plușat. Prefer ceva care să-mi ține foarte, foarte cald, pentru că eu sunt mai friguroasă de fel. Dar da, mi se pare un outfit super, super interesant pe care o să-l port cu siguranță. Ok, și hai să vedem următorul. Acesta este următorul outfit care îmi place mult, mult de tot. Am pantalonii mei khaki cu talie înaltă de la Bonprix și bluza aceea frumoasă și de asemenea aceste frumoase cizmulițe cu blăniță. Da, deasupra pot să port acea hăinuță cu blăniță pe care o am tot de la ei, de la Bonprix. Însă am pus ochii pe câteva geci pe care ei le au. Niciodată nu au gecile în ofertă, tot timpul sunt la preț întreg, însă îmi plac mult de tot, chiar și la preț întreg. Și oricum au niște prețuri foarte bune, spre deosebire de alte site-uri care au prețurile destul de piperate. Și pe lângă asta, toate hainele lor sunt de calitate superioară, deci chiar am încredere că o să-mi iau ceva ca lumea. Și cred că o să investesc într-o geacă, probabil în ianuarie. Și o să vă pun undeva aici o opțiune și undeva aici cealaltă opțiune, pentru că, hei, este foarte, foarte greu să mă hotărăsc. Pentru că ambele îmi plac foarte mult, așa că poate mă ajutați să decid, chiar voi, hei. De ce nu? Da, acesta este celălalt outfit care îmi place mult, mult de tot și pe care l-aș purta, care conține piese vestimentare de la Bonprix. Și să vedem ultimul outfit. Și acesta este ultimul outfit. Am zis să port această rochiță pe care o am de la Bonprix și care îmi place foarte, foarte mult. Și să o asortez cu aceste mici cizmulițe și chiar îmi place foarte mult acest outfit. Mi se pare foarte interesant și de asemenea chiar nu simt nevoia să port nimic în talie. Mi se pare super ok ca acest outfit să fie casual, comod și să nu fie strâns așa pe corp. Mie așa îmi place cel puțin. Îmi cer scuze că este un pic
șifonată rochița acolo jos, dar nu am mai purtat-o de ceva vreme, având în vedere că nu prea am mai ieșit niciunde. A stat sărac așa, a așteptat până să fie iarăși purtată, dar îmi place foarte, foarte mult cum am asortat acest outfit. Se potrivește de minune, mai ales că această rochiță, nu știu dacă se observă, dar este un pic crem. Și de asemenea, ce port pe sub este alb, aceste botine sunt alb, dar au și nuanțe de maro. Și, nu știu, așa o cromatică foarte, foarte faină, mie cel puțin îmi place foarte mult. Și da, cam acesta este ultimul outfit, eu sper să vă placă și să vă inspire mult de tot. O să pun link în descriere inclusiv la această rochiță, pentru că am impresia că încă mai este pe site. Dacă nu, au una asemănătoare din același material super moale, doar că este un pic mai lunguță. Mie mi-a plăcut foarte mult și aceea, însă îmi place mult de tot și asta pe care mi-am ales-o. Da. Sper să vă placă. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați rămas alături de mine până la finalul acestui videoclip. Sper că toate aceste ținute să vă fi dat câteva idei cum să vă asortați piesele vestimentare iarna asta, sper eu. De asemenea, o să las link în descriere la toate aceste produse în cazul în care le găsesc. Pe cele pe care nu le găsesc o să vă las un link de descriere totuși, pentru că puteți să găsiți piese vestimentare asemănătoare la bun preț. Plus că ei au tot timpul reduceri și de asemenea au și transportul gratuit mai tot timpul, așa că puteți să profitați de chestia asta pentru că mi se pare super wow. Sunt printre puținele magazine online care oferă transport gratuit. Da. Acestea fiind spuse, eu sper că v-a plăcut acest video. Nu uitați, dați un thumbs up, abonați-vă și apăsați clopoțelul. Și cam atât din partea mea, data viitoare o să ne vedem cu un videoclip legat de creație, evident, și cam atât. Eu vă pup și vă îmbrăcisesc cu drag. Pa, pa!